Dacă voi v-ați despărțit, e ceva serios, nu? Asta știu ei cel mai bine. Da, pe tine te-a deranjat. Normal că m-a deranjat din moment ce eu încă locuiesc la el acasă. L-a devit infarctul sau ce? Ăla, atacul cerebral, săracul, ce a avut? Nu, infarct a avut, infarct, preinfarct. Nu știu. Că s-a întâmplat după, nu? Da, bineînțeles, după. Au bine, fost la el Viena? Spune că au o relație de 3 luni. Deci au fost la Viena, deci, au fost dinainte aici, la Marriott. Deci dinainte infarctului. Deci din cauza ei are. Deci s-ar putea din cauza stresului de a avea o din cauza vârstei. Vârstei ei. Ei. Normal. Adevărul că eu am ceva în comun cu Leo când în ceea cred ce privește pe doamna. Cred că s-a luptat puțin mai mult decât era nevoie. Da. Serios, amândoi o cunoaștem de când mai mult. Da, da, corect. Nu știu de mic. Era doamna de Chiseanu și acum e ciudat să o văd cu Leo. Ce are, mă? Sincer. Doamna de Chiseanu nu are și ea bucuriile ei? Adică ai, nu înțeleg. Ce are? Ce bucurii? Și voi ați ajuns acum în faza în care tu trebuie să te muți din casă, nu? Da, bineînțeles. Ce aș mai putea să fac în astfel de situație? Dar ți-a zis el? Va veni Simona în locul tău? Ce anume? Ți-a zis el să te muți? Nu, mi-a spus să fac cum consider eu, dar ținând cont de circumstanțe, e logic că trebuie să mă mut, nu? Da, tu vrei să pleci? Ai fi vrut să pleci? Ce mai contează? Atât că mă obișnuisem, am stat 2 ani împreună. E greu și pentru mine, îți dai seama că nu e ușor, dar asta e viața.